Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea Momentul care contează. La mulți ani, încă la mulți ani, în 2018 mi-a pus Dumnezeu pe inimă un gând și mai mult decât atât Dumnezeu M-a motivat ca în aceste trei emisiuni, emisiunea aceasta este numărul 2 și va fi și numărul 3, uh, următoarea, mi-a pus bunul Dumnezeu în minte dorința să învățăm care este cheia succesului multiplu. Și am spus în emisiunea uh, trecută, cheia succesului multiplu este focusare pe Isus Hristos. Cheia succesului multiplu nu este doar să credem în Isus Hristos, pentru că și dracii cred și se înfioară, dar nu-i ajută cu nimic. Ci cheia succesului multiplu, adică succes financiar, succes familial, succes emoțional, succes spiritual și succes afectiv și succes social, dacă vreți, este să ne focusăm, să ne concentrăm. Să ne aliniem uh, lângă Domnul Isus și în urma lui Isus Hristos. Dar fii atent. Nu te mulțumi doar să crezi în Isus Hristos. Concentrează-te pe Isus Hristos. Uh, Observă-l cu atenție pe Isus Hristos. Urmărește-l cu atenție pe Isus Hristos. Observați? Vorbesc extrem de mult despre Isus Hristos. Isus Hristos, Isus Hristos. Și asta s-ar putea pe unii să deranjeze. Însă eu sunt creștin convins, vreau să cred, și Cuvântul lui Dumnezeu pentru creștini și pentru cei ce sunt interesați să devină mai mult decât biruitori, adică în limba română modernă, pentru cei ce sunt interesați să devină oameni de succes. Și material, dar succes și spiritual, cheia este focalizează-te, focusează-te pe Isus Hristos și am început în emisiunea trecută și am citat un verset care spune în Evrei 12 cu 2 să ne uităm țintă, adică să ne focusăm pe căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică pe Isus Hristos. versetul 3 uitați-vă cu atenție, uitați-vă cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Și mai există încă un verset, tot în evrei, de data aceasta, în capitolul 3, versetul, versetul 1, spune așa. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ați vă privirile, focusați-vă privirile la Apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus Hristos, Doamne, ajută-ne. Există în, Epist în Evanghelia după Matei un pasaj celebru de acum, normal pentru cunoscătorii Cuvântului lui Dumnezeu, despre. Petru, ucenicii care erau într-o corăbioară noaptea, și Isus Hristos în mijlocul nopții vine la ei, umblând pe mare, sfidând toate legile gravitației și hidrologiei și legile apelor, și când Iisus, când Petru îl vede pe Isus Hristos umblând pe mare, îi se face și lui dorul să nu zic Cheful de uh, o aventură pe Marea Galilei nocturnă, uh, dar supranaturală și spune uh, Dacă ești tu, uh, Mântuitorule, poruncește să vin la tine pe ape. Matei, capitolul 14. Și Iisus Hristos spune, vino. Și în momentul următor, uh, Petru pășește din corăbioară pe ape, era furtună, era vânt destul de puternic. Și merge câțiva metri sau câțiva zeci de metri, are experiența lui supranaturală și la un moment dat, își ia privirile de țintă de pe Isus Hristos și când aude vântul că suflă și valurile că sunt mari și se întețesc, nu mai privește țintă la Isus Hristos și privește la valuri. Și în momentul când privirea este distrasă, de pe Isus Hristos și nu se mai focalizează, pe Isus Hristos începe să se înnece, nu să se afunde doar, să se înnece și strigă, învățătorule, scapă-mă și îmi place versetul următor, spune Scriptura, îndată Isus I-a întins mâna și l-a salvat. Toți oamenii care cer ajutorul lui Isus Hristos primesc de la Isus Hristos ajutor, dar îndată. În secunda următoare, Isus întinde mâna și îl ridică din apă. Ce vreau să vă spun cu experiența aceea fabuloasă, uh, uimitoare, fantastică, dar și dramatică a lui Petru? În momentul când nu s-a mai focusat pe Isus Hristos, ci s-a focusat și s-a concentrat pe valuri, pe uh, realitatea înconjurătoare, a început să se afunde. Dar aș vrea să învățăm uh, cheia succesului multiplu. Am spus că este focalizare pe Isus Hristos, însă auziți ce se întâmplă când te focusezi? Ce se întâmplă când privești țintă și îl urmezi pe Isus Hristos și asculti de Isus Hristos non-stop? Când te focalizezi pe Mântuitorul Isus Hristos începi să stăpânești în viață. Nu mai ești stăpânit. Stăpânești tu valurile. Nu valurile te stăpânesc pe tine. Când te focalizezi pe Isus Hristos, domnești tu în viață. Și acum auziți aplicația practică. Când Isus domnește în viața ta, adică te-ai focalizat, Isus Hristos domnește, când Isus domnește în viața ta și tu domnești în viață. Când Isus stăpânește viața ta și tu stăpânești în viață, domnești în viață, calci pe valuri în mod supranatural. Am învățat o chestiune pe care oricine dintre noi putem să o învățăm din cărțile de dezvoltare uh, socială, personală, spirituală, financiară și am învățat o chestiune interesantă și frumoasă și adevărată. <coughs> Dacă vrei să devii milionar în lei sau măcar în euro, sau mă rog, măcar în dolari, treacă de la mine. Dacă vrei să devii milionar în, în lei, în dolari sau în, ori, în valută puternică, dacă vrei să devii milionar, stai lângă milionari. Dacă vrei să devii milionar, uită-te cu atenție la milionari, stai pe lângă ei, învață de la ei, focusează-te pe ei și ai extrem de multe șanse să devii și tu ca unul dintre ei. Secretul biruinței, doamnelor, domnilor, stimați telespectatori, secretul victoriei în viață, secretul biruinței... În viață, nu-i să lupți împotriva păcatului, știi? Împotriva cărnii, împotriva uh, hormonilor, împotriva uh, neuronilor. Secretul ca să biruiești păcatul din viața ta. Secretul ca să îți biruiești uh, viciul. Secretul ca să uh, îl biruiești pe satan. Știi care este? Nu este să te concentrezi pe păcat. Dacă vrei să învingi păcatul, nu te focaliza pe păcat. Dacă vrei să-l învingi pe diavolul, nu te focaliza pe diavol, ci focalizează-te pe Isus Hristos. Aici este tot secretul, asta este cheia sau dacă vreți este secretul, este misterul, este chintesența succesului și spiritual și medical și financiar și familial. Doamne ajută-ne la aceasta, știi am, am înțeles o chestiune și am venit cu o sintagmă. Uh, să nu luați aroganță, dar este o, o, chestiune extrem de frumoasă pe care vreau să vă spun, dar, uh, dar, este la fel de valoroasă și la fel de practică și de eficientă. Și am învățat așa, cristologia, adică studiul lui Isus, focalizarea pe Isus Hristos, și acum atenție, cristologia biruiește biologia. Cristologia biruiește biologia. Adică atunci când te focalizezi pe Isus Hristos, asta înseamnă Cristologie, să înveți despre Hristos, să-L urmezi pe Hristos. Când te focalizezi pe Isus Hristos, Cristologia biruiește uh, biologia, biruiește hormonii, Cristologia biruiește neuronii. Nu te, dacă vrei să scapi de vicii, de păcate, nu te concentra pe ele ci concentrează-te pe Isus Hristos. Să știți așa, tot mai mult mă ajung la concluzia, la cei 61 de ani pe care i-am, că folosirea greșită a darului sexual E un simptom, nu e o boală în sine. Și îl dau exemplu pe uh, regele David în Vechiul Testament, Psalmul 51 cu 12. La un moment dat, după ce David păcătuiește cu Batceva și comite adulter și face o nebunie, o, 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 o întreagă nebunie de drame, produce în viața lui și în viața altora, la un moment dat se pocăiește. își mărturisește păcatul după ce este confruntat. Și în Psalmul 51, versetul 12, ce spune așa, Doamne, rugându-se, zice, dă mi iarăși bucuria mântuirii, dăm mi iarăși plăcerea mântuirii, a salvării, dăm mi iarăși, iarăși dorința să mă focalizez pe valorile eterne, să nu mă focalizez pe lucrurile materiale și hormonale, pe ceea ce văd cu ochii fizici. Și am ajuns la această concluzie. În momentul când nu mă mai focalizez pe Isus Hristos, când nu mă mai focalizez pe frumusețea lui Dumnezeu, îmi dispare pasiunea pentru mântuire și, în momentul când sunt distras, îmi voi focaliza privirea fie pe o femeie, fie pe un bărbat, fie pe un viciu, fie pe o șmecherie, fie pe o perversiune. Și știți ce am învățat din Psalmul 51? că lipsa bucuriei mântuirii, adică lipsa pasiunii mele pentru persoana vie a lui Isus Hristos produce plictiseală. Și când bucuria mântuirii dispare, omul apasă pasta tasta porno, omul apasă pune mâna pe sticlă și se îmbată, pune mâna pe drog și începe să se degradeze. În momentul însă când când mă uit cu focalizare la Isus Hristos, încep să stăpânesc în viață. Pentru că sunt stăpânit de Isus Hristos în 2018 și pentru tot restul vieții tale. Focalizează-te pe Isus Hristos. Este cheia succesului multiplu. Doamne, ajută, Doamne, dă izbândă. Ne vedem în episodul următor.